Continuăm dialogul nostru, doamne și domnilor, cu doamna Mihaela Ceaușescu Moran, doamna profesor universitar, da? Am rămas, doamnă, cu discuția noastră la avantajele numelui Ceaușescu și la cum v-ați prins, v-ați înțeles cumva poziția socială, statutul și că puteți trage ceva avantaje de pe urma numelui, nu neapărat prin intermediar, cum o făceați până atunci prin părinți, ci că puteți să puneți mâna singură pe telefon și să vă descurcați. Spuneați de una singură. Da, cum s-a întâmplat? Când? Prin părinți, prin rude, prin asta, avantaje au fost destul de puține, pentru că nouă ni s-a spus de la început că nu avem voie să avem proprietăți, drept care noi nu am avut proprietăți. Deci casa în care am locuit n-a fost proprietate, de-aia eu am și rămas după Revoluție, mă rog, am făcut schimbul cu Mădălin Voicu și m-am mutat pe Dorobanți în bloc, la bloc. Nu regret, a fost superb. Dar problema este că văzând totuși că direct așa se obține foarte greu, foarte greu, pentru că ți se spunea, noi nu avem dreptul, noi trebuie să fim văzuți într-un fel sau altul, la un moment dat, când am mai crescut 25-26 de ani, am văzut cum se raportează lumea din jur la mine. Uh-huh. Din jur, întâmplător. Deci mergeam într-o societate și cineva spunea, știți cine este domnișoara respectivă? Sau eram deja doamnă. Dar n-arătam așa, eram destul de adolescentină. Și zice, știți cine este nepoata lui Nicolae Ceaușescu? Brusc toată lumea veneau, îmi spuneau, îmi făceau complimente, eram și deșteaptă și înaltă și frumoasă și atunci mi-am dat seama că cei din jur se raportează nu la mine ca persoană, că nici nu mă ved, nici nu mă vede fiecare, da? Ci la nume. Și am zis, ia să-mi încerc norocul. Atunci a fost o situație, am avut și situații, și merită spusă, când am fost refuzată foarte mult. Adică? Și am iubit-o pe doamna Bradea. Doamna Bradea, prim secretar la satul mare. Când i-am dat telefon tot așa, asar de la una la alta, că așa, nu știu... mă obișnuisem deja și i-am dat lui doamna Bradea. Așa, era prim secretar, o femeie extraordinară, m-am împrietenit pe urmă și cu ea și cu fiusul. I-am dat un telefon și am zis, Mihaela Ceaușescu, fiica lui Marin Ceaușescu, nepoata președintelui Nicolae Ceaușescu. La care doamna Bradea zice, păi de unde știu eu că sunteți dumneavoastră așa ce? Oricine la telefon poate să-mi spune. Și ce doriți? Păi vreau să vin la satul mare cu soțul meu, Petre Moraru, venim într-un turneu și eu aș vrea să stau la vila de protocol. Păi de ce să stați dumneavoastră la vila? Stați acolo, zice, unde stau toți actorii. Măi, am înțepenit când am avut. Nu mi-a venit să cred. A fost prima dată. Și pe urmă zice, după 15 minute s-o fi gândit ea. În telefon? O femeie, nu, mi-a închis telefonul. V-a închis telefonul? Da. Zice, la revedere, am treabă, intru într-o teleconferință. Zic, băi, Petrică, zic, fii atent ce mi-a făcut asta. Zic, bă, în felul ei are dreptate. Și după 15 minute mă sună cineva de la cabinet și îmi spune, tovarășa, prim secretar Bradea vrea să vorbească. Și a zis, m-am interesat, ea între timp s-a interesat și zice, știu că tovarășul Marin are nu știu ce, mi-ar fi plăcut să dea telefon tăticul, sau, da, nu știu ce, dar așa, casa de protocol nu se poate, este ocupată, da, dacă vreți vă dau la hotelul partidului să stați nu știu ce și nu știu ce, nu știu ce. Și după aceea zice, aș dori să vă cunosc. Și m-am dus acolo, ce era turneu teatrului mic, eram cu Petrică. N-am stat la nicio casa partidului pentru că între timp am hotelul stat partidului. La hotelul partidului. Am stat la hotelul nu știu care pentru că s-au încins niște petreceri seara după spectacol cu actorii, cu Ștefan Iordache și unde să pleci, da. Ce să stai izolat acolo. Mai mult dorința lui Petrica a fost să stăm noi așa, să arate el că... Bun. Și m-am dus în vizită. M-am dus într-o audiență, pot să zic, la această tovarășa Bradea, doamna Bradea. M-a primit o femeie foarte elegantă și foarte frumoasă. Au 50 de ani, cred că avea așa. Am vorbit întâi așa. Și nu știu, de în vorbă în vorbă, zice, dar așa în particular sunteți foarte simpatică, mi-a zis, și foarte drăguță, dar să nu mai faceți niciodată așa ceva, zice. Asta chiar e o lecție de viață. Nu e bine să puneți dumneavoastră mâna pe telefon. Dacă aveți ceva, rugați pe cineva să vă prezinte dacă aveți o problemă și nu știu ce. Chestia asta așa, zice, ce o spun mater, că uite, l-am și eu, George parcă, da, George îl chema pe fiul ei. Uite, și fiul meu de vârstă așa. Și pe urmă ne-am împrietenit pentru că a fost... Deci s-a întâmplat și așa. Dar în cele mai multe cazuri nu s-a întâmplat așa. Și era toată lumea mega serviabilă. Și când auzea, sunt cu tare, cu tare... Încremenea în telefon. Da, deci eu am avut la mașină... Știu, eu am luat mașină foarte târziu, în 88 ne-am luat. Tata a zis, îți iei mașină pe banii tăi. Pe banii mei n-am putut decât în 88, când a strâns Petrică, că Petrică câștiga mult mai bine ca actor decât câștigam eu ca asistent universitar. Și atunci mașina mi-am luat în 88. A?
Bun, și până 89, mi-aduc aminte, aveam 2B603. Eu n-am vrut cu 1B. 1B avea CC-ul. Zic, nu, eu vreau cu 2B6, număr mic. Astea sunt de la securitate. Și e mai bine cu 2B603. Și mi-aduc aminte că veneam cu fetele de la un Crăciun. Da? Petrica era în spate, băuse probabil ceva. Nu, ci sigur băuse ceva. Așa. Fetele erau așa și eu eram la volan. Eu sunt un șofer destul de modest, foarte modest. Nu știu, nu s-a prins de mine. Eu când ajung acasă zic, ah, am scăpat și de data asta, n-am făcut accident. Deci de genul care aplaudați când aterizează avionul, nu? Da, ce se pare. Și am 40 de ani de când conduc. Doamne, da. Deci nu am pas. Și... băusem și eu probabil ceva. Eu nu sunt cu băutul, deci eu chiar nu beau. Dar atunci probabil că băusem un pic și văd filtrul total. Zic, nebunesc, filtrul total. Zic, Petrica, am băut ăla în spate, așa. Mă dau să mă oprească, zic, de ce m-ați oprit? Între timp au văzut numărul ceva, m-am oprit să văd. Urăm un Crăciun fericit. Da. Deci, așa sunt cei din jur. Da. Da? Da. Și atunci mi-am dat seama și da, recunosc că am exploatat situația. Da? Da. Și pentru da. Dumneavoastră și pentru, mine și pentru prietenii mei. Și cea mai, cea mai lucrativă situație, să zicem, din care a tras cele mai multe foloase? Asta cu... Problema e că mi-am rezolvat cu apartamentul, deci da. M-am dus, am dat telefon la primul secretar, Gherghișan se numea, un tip deosebit, cu la formă tot așa, ne-am împrietenit. Eu am genul ăsta de mă împrietenesc. Ne-am împrietenit, ne-am vizitat în familie, m-am dus, era de la Târgoviște, el de Baștină, m-am dus în vizită cu soția, așa și mai departe. M-am dus, am spus că am un copil, că stau în două camere, în 40 de metri, că nu știu ce, că nu știu ce. A, așa și a zis, am două apartamente libere. Unul în piața la Hovari, unul nu m-am mai dus să-l văd și pe al doilea, am văzut pe primul, l-am luat, mi-a plăcut și am stat acolo foarte mulți ani. Și mi-am dat seama că se poate. Și am mai repetat situația, sigur că am mai repetat de câteva ori. M-am dus tot așa la primul secretar de la sectorul 2, Badea, pentru colegi de-ai mei de altfel de la facultate. Da, numai, asta am povestit-o. Drept care m-a omenit după ce a primit repartiția un coleg de-al meu. A primit repartiția, fericit. Aia cu prăjitura? Cu cofetăria? Ce cofetărie, mă? Cofetăria ar fi fost o chestie. Nu știu ce, la Lacto Bar Dorna. Mi-a dat o mămăliguță cu brânză. Și stătea așa și zice, nu, eu nu mănânc, eu am mâncat. Eu mâncat. Să vadă el că... Păi că n-am mâncat cu noduri mai multe decât... Serios? Și ați mâncat-o, da? Păi am mâncat, mămăliguța, zice, trebuie să mă revanșez. Cumva. Trebuie să mă revanșez, da. Da. Deci, asta este, am auzit că acum... Când a început să fie jos, foarte rău în România? Ați resimțit perioada întunecată? Da, deci în perioada când am fost goale, căsătorită cozile, cu Petru frigul. Petre Moraru, eu m-am rupt de familie total, da, absolut total. V-ați rupt și pentru că n-ați avut încotro, pentru că nu l-a acceptat familia? Nu l-a acceptat singur, nu l-a acceptat. Și a fost o ruptură conștientă, nu? Până la urmă ați ales să plecați. Da, deci... N-a fost un conclav în familie, o gelanie, o ceva? Deci venea după divorțul mare cu scandal care a durat, ca războiul de 100, ăla, știi, secular, a durat 10 ani. Deci un divorț oribil. Păi hai să îl facem atunci cu prima L-am căsătorie. Povestit, l-am scris în pe scurt. Carte. Pe scurt pentru tânăra generație care privește și da, să înțeleagă. Căsătoria în sine a fost o luptă între mine și tatăl meu și care e mai tare. Și eu am vrut să-i demonstrez că sunt mai tare și că fac ce vreau eu. Pentru că eu cu primul meu soț, înainte de căsătorie, m-am văzut de 4 ori sau de 5 ori. Atât, de 5 ori. Pare ca la căsătoriile tribale aranjate. Coleg de facultate, dar el la sociologie, eu la limbi străine, ne-am dus la porumb. Că făceam munci agricole așa la porumb, m-am dus și eu că au vrut să mă scutească părinții mei, eu n-am vrut, că mi-a plăcut la porumb, la nebunie. Eram acolo cu toții, mâncam parizări cu pâine... Era foarte frumos. L-am cunoscut, ne-am văzut de 2-3 ori, înalt, frumos și atât. Și la a treia întâlnire m-a chemat tata și a zis cu băiatul ăsta termin. Zice că nu ne place de el. Zice, dar de ce nu vă place? Că nu ne place de el. Zice, și dacă ți-am zis că termin. Tata și-a dat seama că eu sunt veriga cumva greu de rupt. Și a forțat nota. Deci a fost odată cu facultatea, după aia a fost cu căsătoria. Da, și mi-a demonstrat. N-a apucat să mă căsătoresc. Și tata, după ce a zis, dacă am spus eu că nu te mai vezi, nu te mai vezi. Zic, auzi? Și eu dacă vreau să mă văd, mă văd. Da, dar uite că nu se poate, că peste 3 zile a venit fostul meu soț, Adrian, cum că-l chema Adrian Păunescu, îl cheamă și acum când a murit. S-au făcut multe coincidența de nume cu poetul. Multe au crezut că am fost cu poetul. Nu, n-am fost cu poetul. De a tras avantaje și de pe urmă numelui. Ăla de Adrian Păunescu? Mai degrabă el. Deci,
Și a venit la mine și mi-a zis, fii atent că m-au dat afară din facultate. Cum te-a dat afară din facultate? Deci, astăzi m-au chemat, zice, decanul și m-a exmatriculat. El intrase al doilea la facultate, că el, altele îi sunt păcatele, nu încă e prost. E foarte deștept. Cum te-a dat afară? Ți m-a dat afară din facultate și m-a dat afară și din cămin. Cum te-a dat afară din cămin? Păi dacă nu mai sunt sune, m-a dat afară din cămin. Și peste încă o zi m-am dus acasă, m-am certat cu tata și tata zice, ia zi, domnișor. Ai văzut cum se rezolvă situația? Zic, bine, dar asta este o porcărie ce faci tu. Ne-am certat îngrozitor și peste 3 zile zice, mă, trebuie să plec din București. Cum? Păi am stat la unul de-al meu și l-au sunat pe unchiul meu care era director în Ministerul Transportului și a zis, stă un nepot la dumneavoastră, zice, dacă mai doarme o noapte acolo, zice, n-ați ajuns ușor pe funcția respectivă, zice, nu o să mai fiți director. Presiunile se făceau prin securitate? Nu, se făcea prin, nu știu, tata, nu direct. Prin păi imaginez că tocmai de asta vă întreb. Cineva a sunat. Adică credeam că știți și mecanismul. Și zice nepotul să plece în 24 de ore. Ăsta n-a plecat în 24 de ore ca să se mai vadă cu mine și l-a oprit pe stradă și să-l aresteze. Student nu ești ca să nu ai... Aia nu ești, ce cauți dumneata în București? Corect. Ești un vagabond. Și atunci eu m-am zis, m-am mărit. Mi s-a părut mie că asta e singura posibilitate să-l salvez. Mm-hmm. Pe el și nu atât pe el, că nu țineam deloc la el, nici nu aveam nimic, adică nici nu mă ținuse de mână. Dar ați luat-o personal, adică, băi, ce facem aici? Am zis, mă, ce pot să fac să-i înfrunt? Păi, zic, m-am mărit. Mm-hmm. Dar zic, cum să mă mărit eu cu el? Că ăștia nu mă mărită, nu? Păi zic, rămân în noaptea asta cu el undeva și am zis, bă, tu ai undeva să rămânem în seara asta? Și zice, nu am unde. A, zice, la Titi, la un prieten. Am rămas acolo, singura mea era, zic, mă, mâine dimineața la prima oră, ăștia mă duc la spital. Dacă sunt neprihănită, dracul a luat și pe el și pe mine, zic, băi, fă ceva, fă cumva. Alo! Deci așa a fost prima mea, curaj! Prima mea noapte de iubire, da. Și sigur, a doua zi am ajuns acasă, zic, pac, pac, unde ai fost toată noaptea, vagabondul, nu știu ce, că nu m-au găsit la Titi în garsonieră. Am zis, am rămas cu Adrian, nu știu ce, Cristin, nu știu ce, pamahac, m-au dus în mașină la Elias, control ginecologic, fata nu mai este fată mare, drept care în 3 săptămâni am fost măritat. Și după ce m-am măritat, mi-am dat seama, doamne, dar ce am făcut? Că nu. Nu s-a aprins nimic? Nu ne înțelegeam de niciun, de niște oameni mai diferiți și mai... Și eu m-am trezit și la cămin, la Grozăvești, într-o cameră de cămin frumos, cu o valijoară mică, am umblat în acelea haide... Se dusese iluzia... Așa. Burghezo. Chestie, da, a fost revolta, a fost a lui. Că zice, până la urmă, ce m-am măritat... Care dacă-i beneficiu, da, corect? Exact, m-am surat cu nepotul acesta ca să mă mut într-un cămin, într-un alt cămin, știi? Dar nu asta a fost, nu ne-am înțeles deloc. Și a fost un calvar, sigur că aici iar a intervenit firea asta a mea. Eu m-am mai corijat acum spre bătrânețe, dar nu știu dacă mai am timp să mai îmi ajute la ceva faptul că m-am mai domolit. Mă întreba mama, și cum e mama măritată? Super! Tata zicea, și cum e, doamnă, cum e, bine, bine cu soțul tău? Eu eram cu plasture pe aici, deja o luasem de câteva ori. Așa, și... Avea curaj să... Aoleu! Mamă, ce bătăi am luat, doamne ferește, nici mai vreau să merg aminte. Aoleu, nu. Era de, o, era de o violență cumplită, 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 cumplită. Treaz sau și? Da, niciodată, el nu bea. Ah. Absolut treaz. Și, da, așa este cu toată lumea. Așa, da. Așa a fost el violent în toată familia și cu și a doua nevastă și cu toată lumea. Ăsta e firea lui, da. Mă rog. Și mama, tata zicea și merge căsnicia foarte bine merge. Foarte bine, da. Și uite așa m-am amicinat până nu s-a mai putut, sigur, nu s-a până mai putut, mai pentru că au fost niște lucruri, eu, mie mi-au plăcut prietenii, mi-a scos prietenii din casă, colegi de facultate, îi dă de afară când îi găsea la mine, la o cafea, au început scandalurile din tot felul, tot felul și nu s-a mai putea. Pum, pac, și până mi-am dat seama, nu pot să divorțez. A, tata a zis, nu, fata tati. Ai vrut? Ai vrut, ne-ai sfidat, a, bineînțeles că la nuntă n-a venit nici dracu. Unde ați făcut nuntă? Ei, nuntă. La sectorul 1, căsătoria civilă și la restaurantul Doina, 12 persoane, niște colegi de facultate. Bun. Mama, săraca, din familie nimeni. Familie nimeni. Interzis? Nici din familia lui mama, că mama a acestați pe curul vostru, că dacă află Marin, nu e bine să veniți, las că mi-asum eu. Sunt eu aici, vă relatez după aia. Așa. Și vreo colegi de facultate și vreo două familii din partea lui. Curajoși colegii de facultate. Da, ce știu, copii de 19 ani. Păi... Ei nici nu știau foarte bine situația, ei nu știau exact ce s-a întâmplat. Bun, și așa a fost... Așa. Iar divorțul a fost o poveste îngrozitoare când mi-am dat seama că când nu v-a pot divorțați? Să faci nimic, vreo 5 ani. Wow! Problema timp este... în care a trebuit să suportați toate lucrurile astea? Ah, da, era și ăsta, nu mai bagi, dragă, divorț. Ai mai du-te, mai bagă divorț, ai văzut? Deci eu mă duceam, băgam divorț cu toate documentele, cu
acte de la medicul legist, că m-a învățat cineva să mă duc la medicul legist, să-mi scot acte de vătămare și nu știu ce. Totul era bine, mi se primeam, culmea că-mi lua și banul, mi-a luat și taxa și când mă duceam la termen, nu era dosar. Care dosar? Care? Dosarul din ziua. Nu, a venit o așumanea de la cabinetul. Dar cu mama nu puteați să o reglați sufletul de mamă care să-l înduplece pe tată, care să... Mama, în primul rând, că n-avea atâta putere asupra lui tată. Nu? Singura, ca asta și ziceam, cum dracu, domne, nu are și la mine în familie să aibă mama influența asupra lui tata, cum are tata. Cum era Elena? Asta, nu, ai. Mama, deci, nu. Avea niște limite. Așa. Nu afle tactul. Asta e una. Doi. Și mama avea aceeași părere. Mama a, da, erau... Dragă, încearcă să nu provoci. Un om când se căsătorește este pentru toată viața. Căsătoria nu este numai miere. Aoleu, ați nimerit într-o pușcă ceva teribil. Mama avea mentalitatea. Acum mamă cu ăsta mor de gât. Ghinion. Da. Deci nu, mama, nici ea nu era foarte. Și mama a zis, mamă, rabdă. Păi mamă, nu-l mai provoca, mamă. Păi zic, mamă, nu pot, îl face niște chestii îngrozitoare. Da. Ce face el? Cum adică zic, am venit de la examene, că eram studentă, nu? Am venit de la examene în pauză cu două colege la o cafea, că stăteam, nu? Aveam totuși, pe urmă, nu mai eram la cămin, mă mutaseră și mi-a scos fetele din casă. Și la mine club? Afară! Păi cum mă mai duceam la a doua zi? Mi-a fost o rușine, noroc că fetele alea și în ziua de aia sunt prietene cu ele. A zis, hai mă că te-am înțeles. A venit o colegă mai târziu, terminasem facultatea, a venit în provincie, că a fost repartizată în provincie și a zis, pot să dorm la tine, aveam 5 camere, pot să dorm la tine, sigur că pot să dorm la Lino la mine. Cum să nu dorm la mine? Deci colega mea, el era plecat într-o deplasare, nu știu, la Cluj, cu serviciu. Și la 12 noapte s-a întors de la Cluj, mi-a scos-o pe asta cu valiza în stradă. Cum să rabzi? Cât să mai rabzi, da? Da, adică erau niște chestii. Și ce ați făcut, doamna? Cum ați reușit? Și-am băgat divorțul. Păi, da, ați băgat de câte ori? De vreo 3 ori. Am pierdut taxa de fiecare dată, mie după taxă îmi părea. Așa, mă duceam la termen de 3 luni, între timp însă s-au întâmplat niște lucruri, deci l-a schimbat pe Ciclovan, mi-aduc aminte, nu l-am cunoscut personal, dar era direct... Da, vă tocmise, ați găsit și avocat care, că asta era, cred că, o altă problemă. Cu avocat am avut probleme, că nu a vrut nimeni să mai... Păi, de asta zic. Da, n-a vrut nimeni, dar până la urmă m-a luat Paula Iacob. Că Paula Iacob, așa am cunoscut-o eu pe Paula Iacob, singura care m-a acceptat. Am dus, sigur că cunoșteam toți avocații de pe lume. M-am dus la Flavius Teodosiu, care era șeful barului, a zis, în scumpă iubită, nu mă scotea înainte, ce măi, nu mă bag. La tine e acolo, e rău, nu mă bag. Mai ales după ce l-au schimbat pe președintele tribunalului. A fost unul Ciclovan, sau Ciclovan, l-au dat jos numai pentru faptul că mi-a primit... Da, înregistrat cererea. Dar ce, el, săracul, înregistrase un neica de acolo, Nea Ion. Și ăla a fost semnalul pentru cine face așa să pățească. A venit doamna Gașpar, că asta mi-aduc aminte întotdeauna. A venit doamna Gașpar, președinta tribunalului, aia s-a ținut foarte tare pe poziție, aia și înfruntat-o pe mama. Băiatul este doctor la Bogdan Gașpar, băiat extraordinar. Și a zis, doamnă, sunt și o mamă. Nu ați văzut în ce hal? A stat 45 de zile în spital după bătaie, zice. Nu asta puteți... Doamne, zice, știu, dar și ea are gura mare și nu știu ce și asta cu și partea ei de vină, da. Și zice, doamnă, eu nu pot, la așa dosar eu nu pot. Până nu mă schimbă din funcție, eu îi primesc dosar. La avocat, am fost la anagnoste, am fost la toți. Toți m-au refuzat, sigur, pupându-mi mâna și spunându-mi că mă iubesc etern, o să mă iubească. Sunt cea mai scumpă, cea mai dulce, dar nu mă pot reprezenta. Și atunci cineva, o doamnă din bloc de la mine, doamna Radu, a zis să am eu pe Paula Iacob. M-am dus la Paula Iacob și Paula Iacob a zis, da, eu te iau. Păi și era nebună sau ce? Avea această chestie. Deci eu te iau pentru că și eu... Adică cum te-a îndrăznit să sfidezi de regimul? Am și eu o fată. Familia. Uite așa, îndrăznit. Am și eu o fată și la ce mi-ai pus tu pe masă la dosar, o zi, eu l-aș nenoroci pe băiatul, omul ăsta. Și a avut de înfruntat pentru că v-a luat... A sunat-o mama, dar a sunat-o mama și i-a zis că să știți că mai ați putea fi avocat și în, nu știu, Sighetul Marmației și la care zice, doamnă, doamna Ceaușescu, stau de 2 săptămâni cu valiza făcută. Unde îmi spuneți, acolo plec. Și, dar nu, Paula... Personaj, da. Paula, așa am... I-a răspuns mamei mele. Dar totul s-a rezolvat până la urmă, după încă o dată, când ne-a chemat unchiul meu. Asta a fost. Deci, s-a implicat Nicolae Ceaușescu? Da, da, păi s-a ajunsese prea sus. Da? Da. Adică ce, făcea scandal, deja nu se mai putea? Vă luați ce? Da, și ați amenințat că vă sinucideți din ce am văzut? Aveam microfoane în casă, eu, nu? Eu spuneam... Deci erau pe bandă toate bătăile, toate scandalurile, toate... Pregătim și dacă erau toate, așa,
dar erau, alea știau, că știa și unchiul meu toate astea, că îi spunea, nu mai fi și tu așa de brutal. De ce părintește? Zicea el, eu ca pe copil așa, ca să se îndrepte. Nu, eu am spus că trimit o scrisoare la Europa Liberă. A, acolo i-ați atins. Și o făcusem. A, da? Și aveam și om să o scoată. A, nu, că aveam... Ați și scris-o? De? Ce mi se întâmplă mie cu procesul ăsta? Că vă dați seama ce ar fi fost pentru ei, ca un membru al familiei să... Păi da, și atunci m-a chemat. Da, stați puțin, ați scris scrisoarea, câte pagini, nu știu ce... Da. Vă imaginați că va fi citită pe post? Da. Adică N-am dat-o eu cui trebuia, că dacă o dădeam eu cui trebuia și știam cui să o dau, ieșea. Da, ați dat-o? Ați apucat să o dați? N-am dat-o. Ah, ok, bun. Asta dar o aveam. O mai aveți? Știam scrisoarea, nu cred că o mai. Aha. Cred că mi-au luat la percheziție 90 tot, dacă mi-au luat și pozele. În sfârșit, mi-au luat foarte multe lucruri la percheziție, de astea nu mi-au luat obiecte din casă, nu mi-au luat televizorul din casă, da, dar mi-au luat corespondență, mi-au luat astea. Bun, și m-a chemat unchiul meu, pe mine, pe mama, săraca mama, că ea plângea, ținându-se de... Pe tata nu? Nu, tata era în Austria, tata nu se implica, cică. Uh-huh. Așa, mama... Unde v-a chemat? La ei acolo, în primăverie, acasă, unde să mă cheme? Eu știu, dar nu mă chema la servici. La ce? Nu, erau glumesc, de familie. Era o treabă de familie, da. Era tanti Lenuța, că așa îi ziceam, unchiul Nicolae, Nicu, mama, eu și... A, era un adevărat conclav de familie. A, da, a, da. Și fostul soț. A, era și el, convocat. L-a chemat și pe el. Și unchiul Nicolae ne-a zis că nu se poate, că s-a ajuns, că nu știu ce, că așa, că da, să ne potolim și că el a găsit o soluție. Eu am zis, doamne, nu mai stau. A, da, era cu soluții. Eu nu mai pot, nu mai rezist, nu se poate, îl urăsc. Și a zis, și chiar îl uram. Deci acum am așa un resentiment față de el. Deci și unchiul Nicolae zice, eu am găsit soluția ideală. Vă despărțiți, pentru că nu se poate nici așa, ziceam, ascultat și eu niște înregistrări. A, da, a zis că da? A, da. Tu rămâi în casă cu fetele. Dumitale o să ți se dea un apartament de două camere, dar nu divorțați. Și fostul soț a zis, vai, este o decizie extraordinară. Așa cum le rezolvați noastră pe toate tovarășul președinte, că și ăsta era tot cu toașul președinte la fel. I-a tras o pupincureală. Mi-aduc și aminte cum s-a ridicat, s-a încheiat la nasturi. Zice, este... Și eu am sărit, bineînțeles, am zis, cum? Este o cretinitate. Cum adică e o femeie de 29... V-ați prins de capcană, adică... 29 de ani... Să fiu măritată cu el, dar de fapt o femeie singură, dar eu vreau dreptul meu la viață. Ce drept la viață vrei, dragă? Uite, vreau, poate mai întâlnesc cu un alt bărbat. Cine a zis ce drept la viață vrei, dragă? Unchiul meu. Aha. Mama plângea. Să ținea de mână cu... Antilenuța mi-a luat aminte să țineau așa, că i-am zis pe urmă toată viața la mama. Uite, țineai de mână cu ea. Dă-i mama că ai văzut cu ea. Și ea plângea. Plângea și ea? Plângea și Antilenuța. Ai, da. Prima și singura dată, cred că n-ați văzut-o. Ba da, am mai văzut și alta. Dar că nu credeți acum că nu era un monstru. Nu știu, domnule, n-am putut să... Plângea, a avut de atâtea ori a plâns, na. De curățul, ziceți, atunci că avea probleme. Atunci plângea cu mama și spunea, Lenuțo, așa îmi fac și mie ai mei. Adică ea se plângea de ei, okay. Uite așa pățesc și eu. Sau poate că era felul ei de a fi uite așa compasiune. Bine, ele se cunoșteau foarte bine și cândva, tinerețe, fuseseră destul de apropiate. Mm-hmm. Și eu am zis că nu. Și ce o să faci? Că nu o să divorțezi niciodată, înțelegi? Niciodată nu o să obții tu divorțul. Și am zis, bine, dar de ce? Pentru că în familia noastră nu poate să fie cineva divorțat. Pentru că noi suntem o emblemă. Familia trebuie să fie o familie așa și așa mai departe. Zic, deci femeie divorțată nu se poate în familia Ceaușescu. Este o mare rușine și eu vă pătez onoarea și nu știu ce. Da, dar o criminală. Zic, o criminală în familie, cum ați vedea? Zice, cum adică? Păi eu iau gâtul de... La noapte iau gâtul, zic. Zic, fii atent, uite-te la mine, zic. Eu iau gâtul. Atât de disperat erați. Da. Adică o făceați? Sau doar i-ați? Nu era nevoie, dar am zis. Nu, gâtul nu-i luam, dar i-am explicat exact situația. Zic, eu iau gâtul. Dar eu m-am prins cum este să fii membru al familiei Ceaușescu. Eu iau ăsta gâtul. Zic, fii atent, mă, că eu îți iau gâtul, înțelegi? Cu ciobul, cu ciobul de la... Cu ciobul, zic. Dar... Dacă ascunzi cuțitele, cu un ciop de la geam, eu ți-au gâtul, aici, ți-au gâtul. Vine salvarea, constată că a murit de inimă, pe ăsta l-am mormântat, pe mine mă duceți la predeal, la izvorul rece, pe râul rece, acolo, zic, la sanatorul de nebuni, mă țineți două luni, că doar nu o să spuneți că l-am omorât, că doar nu o să spuneți, aveți o criminală, să afle toată lumea. Corect, prima pagină în scânteia. A? Ce în scânteia? Toate presa,
că nepoata lui Nicolae Ceaușescu și-a omorât soțul. Și le-a zis și de scrisoare că a scris-o pentru... Da, știam. A, știam, ok, așa. Zic, e mai bună varianta asta? Ce ziceți voi? Și atunci mi-a tras o palmă. Recunosc, da. Cine? Unchiul. Serios? Da. Da? Da, foc, așa o palmă. Și a zis, ieșiți afară. Mama, ți-a încasat-o din toate părțile. Ei, o palmă de glumă, la... Glumă, da, bun. A, că nu, acum m-a, omorât. La nu m-a omorât. Da. O palmă de la... Am venit acasă. Fostul soț și-a luat puținul bagaj pe care l-avea și a plecat la Măsa. Și mi-aduc aminte că i-am aruncat pe geam macatul. El era oltean. Și oltenii, nu știu, au macat așa, ca o covertură. E un macat, țesut la război. Și el era al lui, de la mămica lui. Ia-ți-l. Și i-am zis, ia-ți macatul. S-a dus, deci s-a speriat și el. Și dus, a fost la Măsa și la tasul. Măsa și cu tasul și cu sora lui și niște oameni. Au murit părinții. Erau niște oameni extraordinari. El era. Cu sora lui mă văd și acum. Mergeam la restaurante. Și seara am primit un telefon de la tata, care a zis, zice, hai, du-te, bagă divorțul și termină bâlciul ăsta dat. Ori m-am aflat de la Nicu. Așa, de la după Nicu. Ce ați plecat? După ce am plecat, au avut ei, au rămas ei singuri și zice, băi, asta e disperată. Unchiul mi-a zis, ea este foarte hotărâtă, ea, fata asta lui Marin, zice, nu e chiar docilă și normală, să zice, bă, lăsați-o, zice, că nu se știe ce face. Mm-hmm. Mai bine Doamne să... ferește, ia lui ăsta gâtul. Dar spuneați că și Elena a avut o contribuție aici. Și tovarășa. Da, și așa au hotărât. Mm-hmm. Ce ori ia gâtul și sau, Doamne ferește, că zice, își face ceva. Mm-hmm. Ia niște pastile, ce să o omoară, Doamne ferește. Ce... Hai, lăsați-o să divorțeze. De... Așa. Și am divorțat. Și nu trece scandal. Dar nu trece o lună și în loc să găsesc și eu un tovarăș, nu știu. Un inginer, un tovarăș tău, da. La partid, mă încurc cu un actor cu 11 ani mai mare, însurat. Că era puțin însurat. Ce să faci, lupt, viața e grea și asta. Și complexă, da. Sigur că fosta lui soție, tot actriță, era în Spania. Și el urma să plece după ea la reîntregirea familiei, avea și acte depuse de plecare, de plecare definitiv. Deci, dumne, nu puteai găsi ceva mai rău. Da. Ați găsit? Am găsit. Da, nu am ce să spun. Eu lângă Petrică m-am format ca om foarte mult. Deci, în primul rând, eu și el a făcut multe porcării la viața lui, dar nu de natură de genul ăsta. Uh-huh. Băutură multă până nu am mai suportat. Mici idile, na, femei, uh-huh. Femei, așa, da? Mi-a explicat că n-au nicio valoare, nici știe cum o cheamă. Da. Dar sunteți de sinceritate debordantă. Da, pe mine nu mă... Și dezarmant, adică nu eu mă uit și... Nu mă convingea foarte tare chestia asta. Sunt ca un spectator la propria mea emisiune, deci... Dar altfel n-am ce să spun. Este un tată minunat. Nu pentru fata noastră comună, uh-huh. Ci pentru toate fetele mele. Deci le-a crescut și acum se îngrijește de ele și le ajută și cât poate. Deci ca tată este minunat. El ca om e de o bunătate extraordinară. Dar, ce să spun, are niște chestii care, sigur, este lipsit de voință. Deci, pe mine asta m-a deranjat îngrozitor, că eu m-am luptat să facă carieră și n-a făcut, tot tava o ducea. M-am dus, m-am certat cu sărarul, i-am obținut rolul, m-am dus la Moscova, l-am cunoscut pe directorul de la redacția Săvrimien Neamă Dramaturghia, că școala a fost o poveste cu Criucăv, că el s-a nimerit să fie ginele lui Serghei Bondarciuc, regizorului. Eu m-am dus să iau, vroiam piese nejucate, rusești, să le traduc eu, pe care le-am și tradus, și să-l văd pe el într-o premieră. Că și mama la un spectacol a făcut o glumă, când am fost la un spectacol cu Petrica Moraru, și cum ți-a plăcut, mamă, ce? Mă, mamă, cred că ai fost foarte bun, dar m-a apucat, mamă, un strănut și te-am pierdut. Deci, și mama avea umor. Da, eu am vrut să depășesc momentul ăsta, am adus acele piese. Acolo a fost altă poveste la Moscova, acolo m-au urmărit, mă rog, și acolo. Iar altă întâlnire cu unchiul meu am avut-o. După ce cine v-a urmărit? Cred că de la ambasadă. De ce? Păi pentru că eu după ce l-am cunoscut pe Criucăv, redactorul șef de la Dramaturgie, revista de teatru. El m-a băgat în lumea actorilor. Bine, el am stat de vorbă, i-am spus ce vreau, a zis că are niște piese. I-am zis, vreau dramaturgi tineri, nejucați. Uh-huh. Vampirov, lasă-l pe Vampirov, că s-a înnecat de mult, zic, e mort. Știu, Vampirov e tradus la noi să joacă. Vreau ce... Și mi-a dat niște piese și cum a vrut să-mi rupă gura el. Eu eram tinerică, vorbeam rusește perfect și el a zis, hai să te uimesc. Știi cine sunt eu? Nu știu.
Nu, zice, eu sunt ginerele lui Bondarciuc, eu sunt căsătorit cu Aliona Bondarciuc, o actriță foarte bună, și Serghei Bondarciuc, regizorul. Zic, o, da, da, zice, eu sunt soțul Alionei, zice, nu știu ce. E, zice, te-am uimit. Mă, zic, acum dacă vrei să te uimesc, stai tu bine pe scaunul tău, dă director de revistă, să te uimesc eu. Eu n-am vrut să-ți spun. Dar dacă tot mă iei cu de-asta, tu știi cine sunt eu? Da, ești soția unui actor din România care zice, da, dincolo de asta. E, zic, eu sunt Micaela Ceaușescu, nepoata lui Nicolae Ceaușescu. Tușe. Hai să bem o cafea. Asta în ce an? Asta era în anul 87. Ah, ok. Știu exact, în 87. Și zice, Tușe, hai să bem o cafea. Am mers să bem o cafea la ei, acolo, la așa, și zice, vrei să-l cunoști pe socrul meu? Pe Serghei Bondarciuc? Zic, poate, pe mine cum să nu, că l-am văzut în Război și Pace, am văzut toate filmele lui, zic, vreau. Și soția lui, Scopțeva. Hai, zice, te programez, mergem acolo, zic, dar poți să iau și un interviu? Și am luat un interviu și l-am publicat în revista Teatru. Mamă. Era redactor șef Cristoiu. Cristoiu. Da. Da, dar era Cristoiu perioada respectivă atunci. Păi, da. Da, da, da. Un foarte interesant, am vorbit eu acolo cu... Deci m-a dus în casă la ei. Păi mă zice, ce actor îți mai place ție foarte? Da, zic, bine, pe ăsta l-ador așa, dar ăsta era un om în vârstă. Zic, mă, mie îmi place Oleg Iancovski. Era... A murit și ăsta. Un actor tânăr, nu știu ce, zice, vrei să-l cunoști pe Iancovski? Zic, po, vreau. Zice, fii atent. Hai că aranjez eu, zice, vorbesc și cu nevastă mea, ce, și mergem la o Dacia. Dacia e o casă de vacanță. Dacia, da, tot... Ei, o casă de vacanță unde sunt mai mulți actori. Era nu o casă a unei persoane, ci cum aveam și noi la... Era asta de creație de la Mogușoaia. Exact, era Mogușoaia și mai aveam una la lângă Neptun. Uh-huh. Aveau scriitori. Unii scriitori, dar e și acum, funcționale. Mai se duc, da, se o dărâmătură trebuie să fie. Se duc. Da. Bun. Și e regulă, am trecut și-o și am uitat că sunt cine sunt, că nu știu ce, că n-am voie, că mi se spusese să nu intru în relații. Că m-am dus și am petrecut o lună de poveste. Cât trebuia să stați? Și a stat... O lună trebuia să stați. A, deci erați în eram cu o bursă. Aha. Eu altfel plecasem cu o bursă de aici. Am fost la cursuri, deci nu pot să spun că am fost la cursuri, că atunci m-am dus special să învăț să predau limbaje de specialitate. Că poți să știi rusa foarte bine, dar trebuie să înveți să o predai. Și eu știam să predau asta, literatură, nu știu ce, dar m-au anunțat, mi-aduc aminte, mi-au zis, ce vezi că o să treci, iese domnul Jurconi de la ASE la pensie, nu mai este niciun specialist pe economic, pe social, politic, azi, dar mie nu-mi place asta. Viața nu face numai ce ne place, trebuie să te specializezi. Am înțeles. Păi zic, ia un dicționar și învăț. Nu, nu e așa de simplu, mi s-a spus, te duci acolo și faci... Și într-adevăr, am fost la Nicolae Gheorghevici Comlev, specialist în dialavoie zic, în limbaje de afaceri, în limbaje de specialitate și... Deci m-am dus la ore, în general m-am dus la ore, dar sigur că sâmbetele, duminicile, seriile le-am petrecut cu acești actori minunați, am rămas pe urmă în corespondență cu ei, dar n-am apucat să vin. Deci n-am coborât în avion că m-au așteptat. Tot tovarășul Gavriș, pupalaș, sper că nu mai e. De ce? Păi pentru că între timp se trimisese tot ce făceam eu pe acolo. Aha. Și m-au luat de la scara avionului. Eu când am văzut că mă ia de la scara avionului, zic, mamă, ce tare sunt, mă ia pe protocol pe mine. Nu mai intrasem niciodată. Veni să răsc cu cursă de linie? Normală, toată piața. Nici am fost vreodată la business class, nici nu știu cum e la business class. Am stat acolo cu toată lumea. Mă împrieteneam într-o cursă, deși eram prietenă cu stewardesele. Să fuma pe timpuri, în avion. Și zic, bă, dar de ce nu e Petrică? Nu mă așteaptă, zic. Trebuia să mă aștepte soțul. Zic, de ce nu mă așteaptă Petrică? Zic, l-o fi săltat pe ăsta săracu amărâtul. Că l-a mai amenințat sărăcă. M-au luat cu mașină de protocol, normal, m-am dus direct la Primăverii, adică nu am avut. Nu vi s-a comunicat de ce? Ba da, pentru comportamentul meu depravat. Decadent. Decadent, depravat, de nu știu ce, de în Rusia, de în Uniunea Sovietică, de în Moscova. Deci ați făcut de rușine țara, ce să mai... Așa, bun. Așa. Și am avut o lungă discuție de asta. Altă tot problemă. Cu tovarășul? Și cu amândoi. A, cu amândoi? Da, dar nu foarte dură, era și tovarășul Gavriș de față. Care era problema? Ce v-a zis, adică exact, tovarășul? A vorbit foarte, foarte frumos cu mine, adică mi-a zis... Păi după ce s-au fript cu prima discuție, au zis, băi, ne stai să schimbăm abordarea. Tu ai fost monitorizată tot timpul, și de-ai noștri și de-ai lor. Zic, de ce? Mamă, zic, ce tare sunt, ce import. Zic, pentru ce? Nu pentru că ești tu tare, pentru că ești nepoata mea. Și eu sunt vizat. Tu ți-ai seama ce ai făcut? Dacă ți se punea ceva în băuturi și te pozau, dezbrăcată, de nu știu ce, de nu știu cum, sau cine știe. Mă,
Avea un pic de dreptate. Da. Un pic de dreptate. Dar nu vi se făcea un astfel de instructaj când plecați la Moscova niciodată? Nu vi s-a spus? Băi, uite, astea sunt rigorile. Vi s-a spus? Dar cum tu ai fi putut... Nu, dar vi s-a făcut? Da, de fiecare dată. Ce vi se spune? Ai grijă cum te comporți, nu mergi... Cine o făcea? Asta încercam să înțeleg. Aveați un ofițer de legătură, nu, ceva? Nu, tata. A, o, bun, în familie. Ai grijă cum te comporți. Deci nu era neapărat un protocol de ăsta... Nu. Uh-huh. Ai grijă cum te comporți, vezi că o să fie toată lumea cu ochii pe tine, sigur că mă lăsau, zice, poți să te vezi cu Lena și cu Rita, astea erau cu colegele mele de școală, 8 ani de zile am fost și acum sunt, uite, acum ne-am scris și acum noi am trăit, cum să spun, în țări diferite, dar toată viața am fost împreună. Zice, poți să te vezi cu Lena și cu Rita, așa, zice, da, ai grijă, te duci la ambasadă de câteva ori, spui și tu bună ziua tovarășului ambasador, aia era domnul Bucurce. Îl și știam, tata lui Viorel, coleg cu mine de școală. Zice, te duci până la domnul Bucur, vorbești acolo, faci și tu act de prezență, ești tu drăguță cu ei, ceea ce am și făcut, de altfel m-am dus. Dar probabil că domnul Bucur, să trăiască, că era un tip extraordinar, nu cred că mai... Foarte bătrân, ar fi avut 100 de ani, nu puteau să trăiască. Viorel trăiește bine, mersi, cred că la a treia nevastă. Probabil că chiar el a pus să-mi fiu urmărită, că bănuiesc că am fost urmărită de cineva de la ambasadă. Evident. Da, urmărită bine, adică, cum să zic, eu m-am mai uitam așa de în când în când cam cine ar putea să fie, să nu v-ați prins. Nu știu ce. Nu era așa. Da, avea tovarășul când v-ați întâlnit, unchiu, avea lângă el vreun dosar, ceva? Da, avea, dar n-a făcut uzbe. N-a făcut paradă de depozite. Da. Nu, dar îmi spunea, ai fost în... Ai ieșit... A, da, era ca contabilul și fosese creionașul? Da, ai ieșit colo, nu știu ce. Fabulă. Te dai seama. Ăștia sunt... Ce te-am întrebat? Eu am spus adevărul și spun și acum. Nu m-a crezut unchiul, probabil că nu o să mă creadă nimeni. Nici o clipă nu m-a întrebat nimeni din acel grup de actori și dramaturgi pe care i-am cunoscut și ulterior le-am luat piesele și le-am tradus și piesele s-au jucat. Mm-hmm. Din păcate nu cu soțul meu, fost, că el n-a mai vrut să joace, că a zis că nu se regăsește, dar au jucat alții. Mm-hmm. Așa? Și la Naum s-a jucat la Iași piese traduse de mine. Eu l-adusesc în special pentru Petre, da? El a zis, nu mă regăsesc, e rolul prea mare, în două personaje, trebuie să stau 3 ore pe scenă. Zic, păi, cred că de asta te-ai făcut actor, să stai 3 ore pe scenă. Bun, nu asta are importanță. Niciodată nu m-a întrebat nimeni cum e să fie nepoată, adică nici măcar cât m-ați întrebat aici și la emisiune. Bine, aici m-ați întrebat foarte multe, că de-aia m-ați chemat. Nimeni nu m-a întrebat cum este unchiul tău. Nici nu interesa, cred că. Nici nu interesa. Dar asta n-am putut să... Astea au fost lucruri în care eu intram fără să vreau, na. Dar după discuția cu din familie a existat și o discuție semioficială, nu știu, cu niște oameni din direcții care să... Dar era acolo față de când unchii meu a zis gata, am încheiat subiectul. Și era să mai zică. Cine să mai zică? Am făcut și niște tâmpenii acolo. Da? Ăla nota. Cine? Ei, de la Secu. Deci nota ce zicea. Și unchii mei zice, cu cine te-ai mai cunoscut? Păi am zis, cu actorul cu tare. Am fost la Scopțăva și la Bondarciuc. Unchii mei avea, și cum e mă Bondarciuc așa în particular? Vedeți. Și zice, da, am văzut. Da, zice, am văzut Război și Pace. Că vedeau la ei acolo la sală. Corect. La, așa, și zic, cu tare, ăla, nu știa. Actorii ăștia mai tineri, ce nu știu, pe ăsta nu știu. Dar cu cine te-ai mai cunoscut tu? Și nu știu ce-mi vine mie așa, zic, păi cu cine ți-am, i-am spus pe toți? Păi nu, dar poate pe acolo mai era. Și-mi vine mie așa o prostie și zic, mai era una Suscracinscaia, dar nu era, asta am inventat eu. Și ăla a început să scrie. Început să scrie. Nu mai scrie de o dreac, nu vezi că asta face mișto. Deci unchii mei s-a prins. Dar chiar așa, cum, care a fost relația noastră cu securitatea? Proastă. Că văd că tot invocați proastă pe Gabriel. Proastă în sensul, dar... Proastă însemnând ce putea să fie bună? Că nu puteau să se dea foarte tare la mine. Dar fără acordul familiei, dar a fost proastă pentru că, primul rând, eu am lucrat cât am fost tânără, prima, așa, până, am fost cu delegații și am lucrat ca interpret. Când lucrez cu, am lucrat cu actori, am însoțit delegația de la Ministerul Învățământului. Dar cea mai mult mi-a plăcut când am însoțit 3 actori celebri. Au venit 3 săptămâni și am fost cu ei în toată țara și m-am întâlnit, am fost la IATC cu Cotescu și cu... foarte frumos. Fiecare seară trebuia să te duci să spui ce ai discutat cu ei. Asta nu poți... Să dați notele explicative. Ca interpret, nu poți să nu faci. Mm-hmm. Deci când ești interpret, asta e. Da. Am mers la ambasade, am mers la acolo, am mers la ambasada... Deci trebuia... Că la un moment dat...
Eu am și predat limba română la ambasada rusă. Era ambasada sovietică. Deci am fost 8 luni, am predat română aici în București, la toți cei... Și m-am împrietenit cu ei, generația de atunci. Și era unul, Iura Diomin, care știu că toți erau caghebiși de acolo, deci asta era înainte de 90. Și la un, n-am încercat să vă la un moment dat, când eu traduceam, și era și el în partea ambasadei cu actorii, și se apropie și zice, Mihailo, de la noi sunt eu, dar de la voi care o fi? Deci aveam glumițe de asta, ce zic, nu știu că erau mai mulți. Nu știe care... Fabulos! Care... Nu știau că dumneavoastră... Da, zice, care o fi, zice, din... care te urmăresc pe tine, zice, de la noi, de la ruși, da, eu. Da. Iura, zice, sunt eu, până m-am văzut că e la Moscova. Și Mihailo, știi că am avut de suferit că ne-am văzut toată la o cafea și nu știu ce, zice, că m-a urmărit și pe mine. Deci, o încrengătură pe care eu nu puteam să o înțeleg. Oameni, sunt, mai sunt și oameni. Că nici Giomi nu m-a întrebat niciodată secrete. Și ce secrete? Că eu nici nu dețineam niciun secret, nu dețin nici în ziua de azi. Păi și de ce a fost proastă relația? Pentru că probabil că eram și înregistrați cumva. Pentru că eu seara când trebuia să fac raportul după ce însoțeam delegații, nu spuneam tot ce se vorbea. Că eu mă atașam de ăștia cu care tăruși cu... Și ce, o țineați așa rece? Și spuneam că nu s-a discutat nimic de asta, că n-a întrebat nimic așa. Adică dădeam totul foarte neutru, așa. Și după aia venea banda și contrazicea fișa? Probabil, ce? Probabil, da, probabil. Porma... Și ce se întâmpla? Nu s-a întâmplat nimic. Foarte... Dar vi se reproșea? Are, da, mi se spunea că dacă nu colaborezi mai bine, nu voi mai... Nu... Și cine vă transmite asta? Cei cu care te vedeai în respectiva. Păi că te chema cu... Popescu, Ionescu, cu Gavriș m-am lovit de câteva ori. Păi asta inclusiv e... când am fost arestați. Când am fost și arestați, eu cu sorul am fost arestați la Budapest. De ce? Că au zis că plec, că fugim din România. Altă poveste e foarte lungă, nu putem să o spunem acum, altă dată. O spunem altă dată atunci. Da, deci am fost arestați, eu cu sora mea și cu cumnatul meu. Dar ați înțeles pe deplin rolul securității? Eu zic că ei își depășeau. Păi asta e. Eu adică zic că ei își depășeau. Reformulez atunci. Credeați în povestea romantică că securitatea are grijă de... Sau știați și ororile pe care securitatea... Așa li se transmitea că, de fapt, noi suntem urmăriți pas cu pas ca să fim protejați. Da. Eu am zis, tata, dar protejați de cine vrei? De cine vrei? De cine vrea să-mi facă mie rău? Cine zic? Jimmy Besoiu vrea să mă strângă de gât? În mediul în care umblu eu, cine să-mi facă mie rău? De ce trebuie să fiu eu protejată? Pentru să nu intri în cine știe ce bucluc, să nu intri nu știu ce, să nu faci nu știu ce. Și că, pentru că așa trebuie. Membrii familiei trebuie să fie urmăriți și protejați. Dar nu ești urmărită ca să aflăm ce faci, ci ca să te protejăm. Asta era placa lui... Ca să riu astăzi, ne ascultăm ca să aflăm intimități. Dar noi ajunsesem cu Petrică că ridicam telefonul. Și nu venea tonul. Și făceam... Hai tu așa, colonel, dă-o, dreacu, dă-mi un ton, că mă grăbesc. Lasă-l acolo. Da. Și nu știu ce. Și... Sau vorbeam, ziceam ceva și pe mă zic, eh? V-a plăcut? Hai că e tare, nu? Hai că e tare. Dar ați simțit vreodată și ca o presi... Nu știu, v-a spus din sărită vreodată? Da, exagerat bineînțeles, vreodată, sau... bineînțeles, pentru că erau, cum să spun, erau niște exagerări, erau niște lucruri, dar nu neapărat vis-a-vis de mine. Repet, am lucrat ca interpret. Mă duc cu delegația. Noi eram mulți interpreți. Eu traduceam foarte bine. Am tradus și la teatru sincron. Deci, piesa. Intru și aud așa niște... Îi vedeai cum erau îmbrăcați așa și spuneau, tovarăși români, vă rugăm să nu mâncați. Tovarăși... Asta era la masă oficială, că n-ajungea mâncare. Era numai pentru străini. Incredibil. Deci, da. Chestii care pe mine mi se părea de o... Nu că n-aș fi avut ce mânca și trebuia să mănânc la masa oficială. Da, lasă-mă să fiu, știu ce înseamnă a fi interpret, de asta după o anumită vârstă n-am mai făcut-o. Aha. Asta înseamnă, tu stai un pic în spate, ei beau cafele, nu știu ce, tu traduci, vorbești ăsta, traduci tu ăsta, traduci nu știu ce. Sau traduci la... Da, legat la de... discurs și nu știu ce. După o anumită vârstă n-am mai făcut am înțeles. Acest lucru, dar la început chiar mi-a plăcut. Mi-a plăcut... Cu toți din delegație, nu știu de ce am rămas în relații cumva așa, iară nu s-a înțeles, când plecam la Moscova, pentru că nu pot să spun că n-am plecat la Moscova cu burse de la facultate sau aproape în fiecare an am plecat. Și taică mi-a zis să învețe, să fie cea mai bună acolo și nu știu ce. Deci plecam, dar
Mă vedeam cu ei, cu cei din delegație care îmi spuneau, mi-aduc aminte, fusese de ministrul agriculturii, ăla am avut o problemă de traducere, că n-am știut să traduc un termen, că era... A, și m-a luat unchiul meu. Deci unchiul meu era tatăl lui Nicu Ceaușescu, avărului. Da, da, da. Deci era ministru adjunct la agricultură. Și el a zis, hai, vii cu mine să traduci la o delegație. Păi, de mine, unchiul meu pe parte, delegația pe partea altă. Și la un moment dat întreabă unchiul meu, și mai erau câțiva, când vor fi trimese cele 120 de aparate de cruponare automată a porcilor. Eu rusă tobă, știu... Da. Toate înjurăturile, știu toate bancurile, știu toate argou, nu mi-a scăpat nimic, de-aia sunt foarte critică acum cum să traduc, prost argou, dar știu. Hai, dar de cruponarea porcilor nu știam ce e. De asta era bună specializarea aia de care vorbeați, da, tehnic. Și pe traducere nu e bine să mergi pe logică, asta mi-i învăț și studenții. Cruponare, zic, vine de la crupă, crupa, trebuie să fie de tranșare. Și zic lui ăla că de tranșare, ce nu avem aparate de tranșare? De cruponarea porcilor, până la urmă, era de steho... Mă rog, mai știu în rusă, bineînțeles că știu. Este să scoți pielea la un centimetru pentru tăbăcit. Da? Este un aparat care nu dai ca, cum dăm noi, cu briceagul. Smulge. Da. Un aparat, îl băgai porcul acolo și scotea pielea, nu știu ce, mergea la prelucrare și rămânea... Aha. Nu știu. Chestii de astea se mai pot întâmpla. Uite, da, că am pus și niște porcii pe... Să fii cât mai explicativ. Da. Da, nu, mie mi-a plăcut foarte mult și am mai... Acum, uite, s-a întâmplat așa că de vreo 25 de ani chiar predau teoria și practica traducerii. Mm-hmm. Nu neapărat că mă bazez pe experiența din trecut, dar predau pentru că așa a fost să fie la un moment dat. Dar vă puneau să faceți fișe explicative și după vizitele astea cu membrii familiei? Nu. Nu, ar fi fost culmea, adică... Nu, deci eu spun când am fost ca interpret, lucru care mă oripila, porm, au fost tot felul de colegi de liceu, de... prieteni, cunoștințe de pe stradă care au fugit înainte de 90 și cu care eu am corespondat, eu recunosc, da, adică m-a sunat de la telefon, am răspuns, adică intram în tot felul de chestii astea pe care eu nu înțelegeam de ce. Dar de dimensiunea criminală a securității știați? Mă, nu știam chiar așa. Nu știați? Nu știam chiar așa. De... Nu eram chiar așa pentru că doar ce mai scăpa mama? Ai mei nu vorbeau de față cu noi. Cu copiii, ca cu copiii, zic noi și da. Copiii, da, nu prea aveam drept voie să stăm la mesele oficiale din familie decât la prima parte. Uh-huh. Servit, mâncat și pe urmă ziceai, voi duceți-vă în cameră și jucați-vă, mă rog. Chiar. Dar ați simțit la un moment dat că și în familie a crescut, da, gradul de nervozitate? Da, sau am de... simțit în jur, de prietenii mei, care îmi veneau și îmi povesteau niște lucruri. Ce vă povesteau? Adică v-a marcat ceva? Ce... Păi, în primul rând, când am vrut să mă căsătoresc cu soțul meu, al doilea, așa, deci cu Petre Moraru, sigur că ai mei s-au opus îngrozitor și au încercat tot așa, unde să... La mine n-au mai încercat. Unde să acționăm, da. Da, pe mine nu m-au mai chemat. Nici mama, nici măcar mama n-a mai chemat. Mm-hmm. Adică a zis, cu Mihaela nu are rost. L-au luat pe el. L-au luat pe el și i-au spus, dumneata, ai acte depuse de... plecare, da? Da. Păi uite, mâine le primești și pleci. Păi nu, că eu mi le retrag, că eu nu mai plec, eu rămân, că m-am îndrăgostit. Aha, dumneata, te-ai îndrăgostit. Da. Păi da, dar uite ce se poate întâmpla. S-ar putea să zicem, deci i-a spus că a venit el și m-a povestit, s-ar putea să zicem așa, că dumneata ai vrut să fugi, că n-ai primit acte, că te-ai împrietenit cu Mihaela Ceaușescu numai ca să fii mai liber, ca să nu mai fii, ai presiune, că îl dăduse afară din teatru, normal, că depusese actele, nu mai era actor. Și revenirea lui a fost superbă. Și aia e o poveste întreagă. A scris-o Horațiu Mălele, cred că în cartea lui, atât de tare i-a plăcut. Deci, eu când am cunoscut pe Petrică, el nu mai era actorul teatrului mic. Era transfug cu acte depuse și era dat afară că era ligheane. Era la recuzită, ca să ai pe ce mânca. Și a zis, ar putea să... spunem că ai vrut să fugi și te-au împușcat pe graniță și să găsim trupul împușcat pe graniță. Au mers până acolo, până la amenințare. Și el a venit acasă și a zis, mă, Mihailo, uite ce mi-au zis ăștia. Zice, crezi că e posibil? Măi, zic, orice e posibil, dar eu dăm clipa asta, până după ce ne căsătorim, zic, nu mai e posibil. Normal. Dar el încă nu era divorțat? El încă nu era divorțat. Ah. Îi trebuie repede să divorțezi. Păi și cum să divorțeze dacă doamna era în Spania? Ei, se poate. Orice se poate. În România comunistă, corect. Pe urmă, să-i... Da.
Există avocați deștepți care o citesc la adresă necunoscută, n-a citat-o de trei ori, nu s-a prezentat, s-a pronunțat divorțul în lipsă. Ce să mai... Asta l-am grăbit deja, că intrasem, știam, deja mă mai pricepeam. M-a ajutat și Paula cu un sfat, m-a ajutat și Nicu atunci. Și am zis, singura chestie cum te pot ajuta este că până în momentul când ne vom căsători, tu să nu mai rămâi singur niciodată pe stradă. Și atunci m-am dus, cred că luni de zile și l-am luat de la teatru în fiecare seară. Ați luat amenințarea asta în serios? Da, am zis eu că nu fac ai mei așa ceva. Dar zic, dacă o fi vreun exces de zel de în partea asta, să zică tovarășul, am rezolvat problema. Să fie vreun vrednic care să se remarce. Mi-a fost puțin frică. Mi-a fost puțin frică, dar uite că nu s-a întâmplat nimic. Ne-am căsătorit, bine, mersi. Am intrat și înapoi la teatru și asta cu intrarea la teatru a fost superb. Deci el zice, mă, Mihailo, dar eu nu mai sunt nimic, eu nu mai sunt actor, nu am fost eu cel mai mare actor. Dar jucam și eu în Pirandello, în Să îmbrăcăm pe cei goi, jucam și eu asta, nu mai joc nimic. Zic, noi ne căsătorim. Eu vreau să fiu cu tine. Dar ce facem? Dar din ce o să trăim? Nu știu ce, nu știu ce. Zic, hai mă, că te primesc ăștia înapoi. Nu, zice, pe mine nu mă mai primesc la teatru. Zic, las că mă duc eu la... Între timp divorțase și își retrăsese actele de plecare. Aici m-a ajutat cineva. Se reabilitase. Chiar de la securitate m-a ajutat, în general. Erau și oameni cu care puteai vorbi. M-a ajutat să-și retragă actele imediat, așa, într-o 24 de ore. Și cred că fixasem și căsătoria. Fixasem deja în 83 căsătoria. Și mă duc eu la Săraru. Mi-aduc aminte, mă duc eu la Săraru, domnul Săraru. Duc jos la Teatru Mic și zic, vreau să intru la domnul Atoașu. Să intru la Atoașu, director Săraru. Cine sunteți? Nu e voie. Sunt Mihaela Ceaușescu. Și a zis Toașu Săraru, să intre, să vină, nu știu ce. Și mă duc eu la Toașu Săraru și spun așa, zic că, da, dragă, și nu știu ce, dar îl cunosc, îl cunosc pe tăticul, un om deosebit, deosebit. Zic, știți, eu vreau să vin la teatru. Fai, dar se pune problema imediat, zice, Pomoje, săracul, Nicolae Pomoje, Naia Pomoje, era director adjunct, Pomoje, loja mea, zice, loja prezidențială, loja centrală, să-i o dai, uite, când vrei să vii? Păi zic, vreau să vin sâmbătă, că se joacă Pirandello, Să îmbrăcăm pe cei goi. Da, 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 eu zic, vreau să văd spectacolul cu Petre Moraru. Nu se poate, dragă, ce o lichea nenorocită, un trădător. Da, zic, dar eu mă căsătoresc cu el peste două săptămâni. Pute de talent! Pute de talent! A scris-o Horat. Pute de talent, băiatul ăsta, dar n-a găsit și el un regizor să-l descopere. Nu e. Să vină Pomoje! Dar unde e Petrica? Zic, Petrica este jos. Chemați-l imediat! Nu! Dragă Petrica, zice, te felicit. De câte repetiții ai nevoie? Că vrea logodnica să te vadă sâmbătă. Zice, ai eu în două repetiții intru. Pomoje, diseară tot... Toată distribuția vine să repete, reintră Petre Moraru și când e căsătoria? În ziua cu tare. La vizier, tot teatru vă duceți să fiți alături de colegul ăsta. Și a venit toată lumea, super, nu? Nu e super. Pute de talent. Pute de talent. O să o folosesc și eu. Deci, n-ai cum. Ce vrei să spui? Da, da. Asta, cu exemplul ăsta trebuia să începeți, nene, Ceaușescu, egal situația asta. Da, fantastic. Și a intrat Petrica. Da. Rotirea. Pivot. Imediat s-a pliat. Fabulos. Asta este viața. Da. Asta a fost. Așa a fost. Bun, nu e decât. Nu da. Toată lumea. Nu da. Toată lumea. Unde s-a putut? S-a pentru că eu întotdeauna. Aici a fost cea mai mare durere a mea. O lichea. O... Da. Un trădător de țară. Cât toată lumea știa ce urmează. Da, dar a fost scos. Acest mizerat, da, dar eu mă căsătoresc peste două săptămâni cu el. Pauză. Pute de talent. Da, minunat. E de promo asta, jur, este... Dar, da, n-a fost niciun regizor să-l descopere încă. Aia era. Deci, da, de asta sunt multe. Deci, așa ceva am fabulos, pătit cu foarte multă lume și asta era lumea care... Falsitatea asta a lumii, pe care am simțit-o descoperit 90. Extraordinar, dar mereu m-am întrebat. Deci eu întotdeauna m-am întrebat, chiar și de Petrică, chiar de... Dacă pe mine bărbații din viața mea m-au iubit pentru mine sau pentru mine... V-ați pus problema în termenii aceștia? De fiecare dată. Da? Numai cu actualul soț care m-am căsătorit după, el mi-a zis, dragă, te-am luat, vai de mama ta, te scuipa lumea pe stradă, erai cu trei copii. Te-am luat chiar asta că... e dragostea de te-am luat chiar că te-am iubit, zice, te-am luat într-un moment groaznic.
toată... Nu era bine nici să te cheme, da, nici să... Da. Dar cât nu i-au spus prietenii lui, nu i-au spus rudele, bă, dar n-ai mai găsit femeie până la asta, dă o îmbelea, zice, dacă o luai înainte de 90, dar tu o iei acum, da. Despre, sunt curios, despre, despre prieteni mi-am făcut problema. Despre prieteni. Și s-a despre... dovedit că n-au fost sinceri. Păi asta e, ipocrizia regimului de au care vorbeați. Au rămas și câțiva. Sunt convins că au rămas, despre asta vreau să vorbim pe mai departe și despre relația poate cu... Poate altă dată. Tot azi? Altă dată atunci, o lăsăm pe altă dată. Și despre relația cu copiii cuplului Ceaușescu și despre cum aveați... Relația mea cu copiii despre tranziția Ceaușescu familiei a fost unicul Ceaușescu, da, atât. Da. În rest, despre... bună, bună, bonjour, bonjour, eu n-am avut relație. Detaliem lucrurile astea, le lăsăm pe... Cu Nicu, data da. Viitoare. Da, și poate mai sunt și altele. Bun. Nu? Vă mulțumesc. Bine. Și dumneavoastră.